Cornel Călugăru. Rămășac pe un sărut. 3. Capitolul 7. Stop cadrul la cimitir. Joi. Cunoscutul restaurant din piața Trandafirilor, la acea oră, era asaltat de prea multă lume, ca să mai poți găsi o masă liberă. Undeva în mijlocul încăperii, pe un podium, o formație de muzică ușoară încerca să le facă o seară plăcută consumatorilor. La intrare, un grup numeros așezase mesele cap la cap, desigur că aniversau ceva. Unul dintre ei se ridicase cu un pahar în mână și ceilalți îl imitară. Începură cu toții un cântec. Novak își propuse să cineze în acea seară la renumitul restaurant de pe Corso. Găsi un scaun liber, vis-a-vis de orchestră și la venirea ospătarului comandă un bitter, o bere și o friptură, care îi sosiră nesperat de repede. Din instrumentele formației de pe podium ieșeau acordurile unor melodii antrenante, ce reușise să convingă consumatorii care, perechi-perechi, se deplasau spre locul amenajat pentru dans. Atmosfera se înviorase. Novak continua să îi privească pe muzicanți și, în solitudinea lui, încerca să lege filmul acțiunii ce avusese loc acum câteva zile, dar pelicula se rupea de câte ori încerca să devină operator de proiecție, de evenimentele care se derulau aici. Ospătar, se adresă el celui care îl servise până atunci. Cu ce să vă mai servim? Doresc să vină responsabilul. Ospătarul, mirat, șterse câteva filmituri de pâine de pe masă, o mai ocoli odată, apoi dispăru prin ușa din celălalt capăt al sălii ce dădea în bucătăria restaurantului. Aveți vreo nemulțumire? Întrebă șeful de sală. Mai degrabă unele nelămuriri. Sunt capitanul Novak de la miliție. Mă interesează orele de program pe care le are formația ce vă stă la dispoziție. Aha, se edifică noul venit. Apoi se așeză pe scaunul rămas liber la masa capitanului. De la 8 la 10 seara, cântă la noi, iar de la 11 la ora 1 noaptea cântă la restaurantul de la camping. Marți și miercuri seara nu au cântat. Unul dintre membrii formației s-a accidentat mortal cu mașina și ceilalți au fost ieri cu toții la mormântare la Brașov. Lune nu au program, mai adăugă acesta. Te dormit unde dorm? Se interesă capitanul. Cazarea e la camping. Acolo își termină programul și rămân și peste noapte. Cum așa? Formația pleacă în fiecare noapte cu toate instrumentele? Se miră capitanul. Nu chiar cu toate, doar cu o parte din ele. La ora 10 vine o altă formație și rămâne doar solista, care e angajată permanent la noi. Trebuie să mai diversificăm și noi programul, altfel ne pierdem clienții, îl lămuri șeful de sală. Văd că de cântat nu cântă rău. Despre viața lor particulară ce îmi puteți spune? Nu prea multe, au contract cu noi doar din octombrie. Vin de obicei seara pe la 7, mai fac repetiții. Apoi de la 8, cum v-am spus, încep programul, iar la 10, poate mai repede, pornesc spre camping, la cel de-al doilea program al serii. Novak mai analiză încă o dată mustața șefului de sală, aranjată impecabil, apoi se hotărâ să continue. Sâmbătă seara, pe la ora 7, toți membrii formației se aflau aici, vă rog să vă reamintiți. Încă pe la 6, îmi serbam ziua de naștere și i-am invitat și pe ei. Toți erau aici, sunt sigur de asta. Altceva vă mai reamintiți? Iluzionistul era cam necăjit, nu-și mai găsea mașina. Ce vârstă ați împlinit? Schimbă Novak macazul. 40 de ani. Va trebui să ciocnim un pahar împreună. Suntem de-o seamă. Fețele celor doi bărbați se înveseliră instantaneu. Un vin bun? Întrebă șeful de sală. Mă numesc Ion... Dar Novak nu reuși să audă și restul, deoarece sunetul strident al instrumentelor formației îi stânjeni auzul. Privi pe ecusonul de la pieptul acestuia și află numele de familie. Un singur pahar, aș mai dori și o cafea dacă se poate. Șeful de sală plecase, după ce băură împreună câte un pahar cu vin, iar Novak rămase singur privind des la ceas, așteptând să treacă și cele 20 de minute, câte mai rămăseseră până la încheierea programului. Deși obosit peste măsură, capitanul era satisfăcut de un singur lucru. Nu Iulian Sima îl lovise cu mașina pe minorul George Maxim.
Ieșind în hol, se îndreptă spre telefonul public instalat lângă ușa ce dădea spre stradă. Apoi, formă un număr și ceru de urgență o mașină ce trebuia să sosească în maximum un sfert de oră în fața restaurantului. Se urcă în mașina poliției și aceasta viră puternic pe urmele trabantului care pornise spre camping. Rămase mai bine de un sfert de oră până la începerea programului de muzică în restaurantul de aici, iar Novak, aflat într-un birou de la parterul hotelului, îi primi pe cei patru muzicanți pe care îi urmărise. De pe la ora 7 eram cu toți în restaurant. Am fost invitați de șeful de sală la aniversarea zilei lui de naștere, îi răspunse bărbosul din fața lui. Pe la ce oră ați coborât în oraș? Pe la ora 13, cred că deja pornisem, însă am ajuns destul de târziu din cauza ceții. De unde a aflat Sima că mașina lui a fost furată din moment ce aceasta era parcată în oraș? Întrebă capitanul. Pe la ora 9, Sima a primit un telefon din oraș de la prietenul căruia i-o dăduse la reparat. Acesta i-a spus că el o lăsase în zori pe la 7 fără un sfert în parcarea din fața hotelului Grand. Iar la ora când dădea el telefon, mașina nu mai era acolo. Aceasta, v-a mai spus, se întâmpla pe la 9 dimineața. Iulian a dat imediat telefon la circulație să-i se caute mașina. Care este numele persoanei căreia i-a fost încredințată mașina pentru reparație? L-ați recunoaște pe insul în cauză dacă l-ați revedea? Insistă Novak analizând fizionomia celui din fața sa. Nu știu despre cine este vorba. Deși eram prieten de mulți ani, nu spunea niciodată ce are de gând să facă și cu cine se întâlnește. În ultimul timp îl auzeam vorbind des cu o femeie la telefon, dar nu i-am văzut împreună niciodată. Nu știu ce să cred despre el. Am auzit că are și un copil, dar mamă... Bărbosul dădea semne de nerăbdare. Mai erau doar puțin timp până la începerea programului. Ceilalți puteți pleca. Dumneavoastră mai rămâneți o clipă. După ce ați ajuns în oraș, Sima, ce-a făcut până la ora 6 seara? Nu știu, însă era tare agitat, poate din cauza mașinii. Sâmbătă noaptea, după terminarea programului, tot așa agitat era? Sau poate ați observat ceva deosebit în comportarea lui? Era mai agitat ca de obicei. Pe la 12 și jumătate noaptea a primit un telefon de la o femeie. Poate aceeași îl ruga să se liniștească și să ia un medicament pentru calmare. Iar după o jumătate de oră, telefonul a sunat din nou. Era aceeași voce de femeie care îl ruga să vină în oraș, probabil la locul lor de întâlnire. Nu știți cu cine vorbea? N-ați recunoscut vocea? Nu, era o voce frumoasă, plăcută. A, da, era să uit. Femeia i-a mai spus că ea i-a luat mașina din parcare de la Grand și că la ora aceea, adică la 12 noaptea, mașina trebuia să fie deja adusă de cineva la camping. Îmi amintesc și acum că l-am văzut pe Iulian venind de jos și desfăcând o hârtie în care erau mototolite două comprimate din calmantul de care îi vorbise femeia. L-am văzut cum a înghițit o pastilă, apoi s-a așezat pe pat. După aceea, femeia a dat din nou telefon pe la 1 fără ceva, încă nu adormiserăm. Va trebui să dați o declarație în sensul celor spuse, îl avertiză Novak. Peste o oră avem o pauză de 15 minute. Dacă mai așteptați, vă rog. Capitanul urcă în hotel. Era o cameră cu două paturi de câte o persoană, foarte aproape unul de celălalt. Le despărțea o măsuță pe care era pusă o cană mare de apă, două pahare, iar pe colțul mesei era așezat telefonul. E și normal că bărbosul a auzit toată conversația de la această distanță, aprecie Novak. Apoi reveni în antreul mic dotat cu două dulapuri. Într-unul din ele, capitanul descoperi o perucă blondă, o scurtă verde, feminină, o rochie din material sintetic, tot de culoare verde și într-un colț găsi o pereche de pantofi de damă, negri și murdari. În aceste haine era îmbrăcată persoana pe care George Maxim a văzut-o ieșind din bloc. Sâmbătă pe la ora 12, se edifică Novak. Apoi zise, în sfârșit dau și eu de ceva palpabil după 5 zile de căutări. Înveli tot ce găsi într-un cerceaf și coborâ din nou în biroul pus la dispoziție de responsabilul hotelului. Novak și bărbosul se strecurau cu greu prin grupul de turiști aflați în hol, care așteptau repartizarea în camere.
Ce înseamnă asta?" se miră bărbosul când i se arătă hainele din cerceaf. "Asta vreau să știu și eu," zise Novac. "De unde și cum au ajuns hainele în dulapul acela?" "Dulapul din stânga e al meu. În care l-ați găsit?" "În cel din dreapta." "Habar nu am, nu am idee. Când am plecat la Brașov, luni, când a fost scos cadavrul de la morgă, trebuie să vă spun, nu m-am uitat în dulapul lui Iulian." Bărbosul a început să tremure vizibil. "Ce persoane străine v-au vizitat în ultimul timp?" "Femei, în orice caz nu. Colegi sau prieteni mai vin uneori." "Ai timp să scrii declarația acum sau..." Novacă întinse două col de hârtie și un stilou. Afară era frig. Cerul era curat și plin de stele. Filmul imaginar pe care și-l făcea în mintea lui acum începea să prindă contur și rula coerent preț de câteva secvențe legate cap la cap. Apoi se rupea iar. Încă o serie de lucruri neclare mai continuau să planeze și îl puneau în mare încurcătură pe capitan. Mașina în care se afla Novac țâșnii din parcarea de la camping. În noaptea rece pe asfaltul încă umed. Lucru ce îl determină pe șofer să conducă prudent, mai ales acolo unde curba devenea periculoasă, îndeosebi în astfel de condiții. Pe cei de acasă îi găsi dormind. Patul în care trebuia să se afle el mic era gol. Sigur că soția lui, bănuind că va veni târziu, îl dusese în altă cameră. Capitanul nu putea să închidă un ochi măcar, lucru care i se întâmpla des în ultimul timp. Se decise, în sfârșit, să fărâme singurul comprimat ce îi mai rămăsese de la doctorița Tudor. Luă cam o treime din el, apoi înghiți pe nerăsuflate un pahar cu apă. Se așeză pe fotoliu și așteptă ca somniferul să-și facă efectul. Dar trecură 20 de minute și nu constată niciun efect, nici măcar vreunul dintre cele secundare. Dimineața pe la 5, Novac, făcut ghem pe covorul de pe parchet, încerca să se ridice, dar nu reușea nici de cum. Era aproape țeapăn. Adormise instantaneu și căzuse de pe fotoliu. În cameră erau numai 9 grade, iar pe parchet și mai puțin. Se prinse de capătul canapelei și reuși cu greu să ia poziția unui biped. Se lăsă pe fotoliu și abia acum realiză că somniferul își făcuse brusc efectul. Dar după vreo jumătate de oră. Desigur că iluzionistul a adormit și el brusc ca și mine când se afla la volan cam la o jumătate de oră după ce l-a luat. Iar în acel moment greutatea corpului s-a transmis și asupra picioarelor, care au apăsat mai puțin pe frână și mai mult pe accelerație, își zise Novac răstignit pe fotoliu. Și totuși somniferele au efecte secundare, socoti el, calificând calitatea comprimatelor ce îi le dăruise și îi le recomandase cu atâta căldură doctorița Tudor. Maiorul Cozac de la biroul economic, cu încă 3 ajutoare, începu o altă serie de verificări asupra actelor șterse de praf, doar cu o zi în urmă, din arhiva întreprinderii. Din nou, cele două fetișcane, Liliana Balica și Maria Orza, asigurând transportul dosarelor. Iacob, contabilul principal, dădea o mână de ajutor echipei lui Cozac, aflat acum în efervescența verificărilor. Maiorul chemă la telefon o nouă echipă pe care o trimise la diferite adrese pentru verificări grafologice și pentru luarea unor declarații de la diferite persoane care au încasat în mod ilegal sume de bani, iar ele nici măcar nu știau că au efectuat lucrările pentru care au semnat statul de plată. În jurul orei 3 după masă, toate concluziile erau înscrise pe câteva col de hârtie, pe care maiorul Cozac le așeză în fața ochilor fostului contabil șef, Achim, ce se apucă să studieze cu mare atenție cele scrise de maior, iar pe măsură ce înainta în lectură, chipul îi devenea tot mai desfigurat. Transpiră, apoi se albi calvarul, înfiorându-se sub calvarul deznădejdii. Înainte cu 5 ani ca Achim să fie eliberat din funcție, pe unele ștate de plată, 3 dintre contabile au trecut nume fictive sau adevărate de persoane cu sume de bani ce erau apoi încasate și împărțite după reguli ce Cozac se străduia să le afle. Jos, la subsol, în sala de proiecție, imaginile se perindau pe ecranul improvizat. "Stop!" strigă deodată Novac, apoi reluă pe un ton ușor. "Ursane, copilul lui al decedatului?
Da, de unde știți că avea copil? În dosarele noastre apare necăsătorit, iar de copil nici pomeneală, răspunse locotenentul. De ce crezi tu că v-am trimis la Brașov? Am aflat că are un copil și am vrut să verific dacă băiețelul are și mamă. Altfel nu era cazul să faceți așa drum lung. Simplu de tot, nu? Ce chestie să aibă și mama? Destul de interesant. Cum ați aflat atât de repede? Am aflat de la Otto, colegul lui Iulian. Tu ce ai aflat? Iulian Sima a avut copilul cu una din alea, începu Ursan. Când a împlinit 3 ani, nenorocita aia de maică s-a venit cu el la părinții lui Sima și le-a spus că copilul este al lui Iulian, feciorul lor, și că îl lasă la ei un timp, deoarece ea trebuie să se interneze într-un spital, pe semne că era bolnavă. Așa mi-a spus bunica lui. Mama lui Sima spunea celor ce se aflau în preajma sa, în timp ce se întorcea de la mormântare, că mama copilului, de când l-a lăsat acolo, n-a mai trecut pe la el. Și asta ne determină să credem că nu avem de-a face cu o femeie din cele serioase. Azi dai o fugă până la Brașov și culegi informații cât mai exacte despre mama copilului, direct de la bunicii lui. Cauți poze de ale lui Sima, verifici la sora acestuia când a venit după hainele fratelui său, dacă nu a văzut în dulap și hainele de care am dat eu. Rola a început din nou să se rotească, iar băzâitul aparatului de proiecție îi aduse lui Novac o amintire plăcută din copilărie, când venise la ei în sat caravana cinematografică, care le-a proiectat un film în aer liber, direct pe peretele imaculat al școlii. Atunci a văzut el pentru prima dată un film și din momentul acela a stat tot timpul lângă aparatul de proiecție, ce făcea un zgomot asemănător cu aparatul lângă care era așezat acum. Novac îi identifică pe membrii formației de muzică ușoară cu care evoluase și Iulian, ce pășeau încet, foarte aproape de sicriu și duceau o coroană mare de flori. Nu reuși să depisteze și alte fizionomii cunoscute. Personajele principale pe care le căuta cu înverșunare încă nu se întrezăreau din marea mulțime. A avut cam multe admiratoare iluzionistul nostru. Tulbură Ursan liniștea din sala de proiecție, la vederea chipurilor de tinere din convoiul cernit ce avansa prin zăpada proaspăt căzută. Dar nu primi niciun răspuns. Novac mai comandă de câteva ori stop, mai ceru ca filmul să fie derulat de câteva ori în ambele sensuri. Studie prin planuri, dar nu ne reuși să descopere ceva deosebit. Nu uita să aduni cât mai multe mai exacte cu putință pentru portretul robot al mamei copilului, completă Novac. Până sosesc eu, cred că va fi developată pelicula realizată cu aparatul acela minuscul de fotografiat, mai rosti Ursan. Doctorița Tudor se afla în apartamentul ei, pe care nu îl părăsise de 2 zile. Concediul medical în care se afla se datora unei depresiuni nervoase ce o năpădise de când capitanul o puse în gardă asupra provenienței somniferului. A ajuns nu știu prin ce căi tocmai în stomacul lui Iulian Sima. Acum se știa că nu i le-a strecurat nimeni în mâncare, din potrivă le-a luat cu bună știință. Ușa se deschise încet. Silueta corpului bine proporționat al doctoriței se distingea discret prin capotul auriu, în care a fost întâmpinat capitanul Novac. Am vorbit cu soțul meu la telefon. Își amintește că a dat cuiva 2 pastile, dar nu mai știe cui. Dar nu se mai poate aștepta până sâmbătă când o să fie acasă? Spunea că somniferul nu are efecte secundare, zise Novac, după ce se convinse că femeia din fața lui se simte în apele ei. N-a spus asta, adevăratele efecte secundare ale unui medicament se constată numai în urma unor analize chimice de laborator și în urma unor testări îndelungate asupra pacienților. Dar și o simplă migrenă după ce te-ai sculat poate fi categorisită ca efect negativ, preciză doctorița. Dimpotrivă, l-ați folosit? Ce efect a avut? Cel scontat, cu prezicerea că... Somnul a venit mai târziu decât mă așteptam și efectul adormirii a survenit brusc, replică Novac, cam după o jumătate de oră. Așa e? De unde știți, se miră doctorița. Pe mine m-a surprins îmbrăcată de zi și nu de culcare,
continuând să confirme ceea ce Novak verificase deja în noaptea precedentă. Când a rămas Kim pe dușmeaua rece, cu pijamaua deschiată, la o temperatură cam nepotrivită pentru organism. Deci știa ce efect are somniferul, rezultă că putea să acționeze cu siguranță, aprecie Novak, apoi spuse. Eu am scăpat cum am scăpat, m-a adormit brusc și am petrecut 5 ore pe dușumea, dezbrăcat cu ușa camerei deschisă, însă pe sima l-a costat viața. Pentru prima dată de când începură discuția, chipul femeii schimbă culoarea, acceptabilă până atunci. După câteva clipe deveni și mai palidă. Novak socoti că e cazul să o ia mai ușurel, altfel pățea ca și data trecută când a fost nevoit să-și amâne discuția și adăugă după ce se convinse că femeia își mai reveni. Ați mai văzut undeva o astfel de jucărie simplă de aprins aracazul? Știu eu, la vreun vecin sau în alte împrejurări, poate? În magazinele din Cehoslovacia, acum 4 ani, îi răspunse doctorița, de data asta mult mai sigură pe ea. Despre familia Suman, ce-mi puteți spune? Deși unora le se pare că nu au și ei necazuri, vă spun doar dumneavoastră că și ei au destule probleme. Abia acum Suman a făcut niște analize medicale, în urma cărora s-a constatat că are anumite glande care nu funcționează normal și din acest motiv nu pot avea copii. I s-a comunicat diagnosticul? Soțul evită să-i spună, cred că trebuie să procedăm puțin mai delicat. O astfel de știre te poate distruge dacă te prinde nepregătit, se tângui femeia din fața capitanului. De ce țineați mașina afară? Se interesă Novak. Soțul a pierdut cheile de la mașină și odată cu ele și pe cele de la garaj. Nu știu ce sistem complicat de deschidere are garajul și soțul nu voia să-l strice, sperând că va găsi cheile sau că va angaja un mecanic specialist să repare ușa. Nu știu cât de special este sistemul, fiindcă băieții aceia trimiși de dumneavoastră l-au deschis cu foarte multă ușurință, fără nicio cheie. A sosit momentul pe care Novak îl aștepta cam de mult. Închipuiți-vă, doamnă, că medicamentul acesta a favorizat moartea unui cetățean. Soțul dumneavoastră va trebui să-și reamintească neapărat cui și când a dat pastilele. Cred că mă înțelegeți. Firește, când ați vorbit cu dânsul? Cu vreo oră în urmă. Abia am reușit să-l găsesc, spuse femeia, a cărui chip se lumină instantaneu și paloarea acceptabilă a feței de până atunci dispăru, apărând pe fața ei distinsă un zâmbet care reuși să-l mai aducă și pe capitan în apele lui. Totuși, dacă aflați noutăți de la soțul dumneavoastră, vă rog să mă căutați imediat. La revedere! Coborâ strada Piezișă până la barul unde găsea întotdeauna o delicioasă cafea turcească pe care o servi și de asta dată în picioare rezemat de peretele zgrunțuros al încăperii. Abordă din nou străduța, îndreptându-se spre inspectorat. Pe masă îl așteptau datele complete privitoare la expertiza criminalistică făcută de băiatul cu aspiratorul în garajele blocului cu fațada albastră. Până și nervurile cauciucurilor corespundeau cu cele ale mașinii roșii, în care iluzionistul zburase în chip de planor peste parapet, aterizând în acel salcâm. Se instală repede la volanul unei mașini și porni să-l caute pe maiorul Cozac, care îi promise cu o zi în urmă că astăzi va face lumină în situația deloc clară în care zăceau actele contabile ale întreprinderii de la marginea orașului. Intră, capitane, îl pofti maiorul când Novak abia crăpă ușa unui birou al contabilității. Ești aproape de final, se interesă Novak. Mai sunt de clarificat unele lucruri, dar în general pot să spun la ce rezultate am ajuns. Cozac își deschise servieta și scoase un carnet, unde erau consemnate toate observațiile pe care el și echipa lui le-au făcut în urma unei intenții activități. A fost și multă alergătură. Să cauți atâtea persoane în oraș nu e treabă ușoară, plus că am dat și peste destule nume fictive. Pe urmă, expertize grafologice, declarații peste declarații. Pentru ce? Pentru 18.000 de lei. Trei contabili au fost reținuți și și-au recunoscut vina,
nesperat de repede pentru noi. În ceea ce privește situația lui Achim, ea se agravează din acest moment pentru neglijențe în serviciu, el fiind răspunzător de aceste nereguli pentru că el își punea viza controlului financiar preventiv pe actele de plăți. E adevărat că nu putea verifica actele în cea mai mare amănunțime, dar nu se poate admite ca o persoană să semneze 3 state de plată în aceeași lună. Toate astea s-au întâmplat cu mulți ani în urmă, zise Novak, cu vreo 7 sau 8. Am ajuns să dezgropăm și noi morții, așa cum mai faceți și voi uneori. Consider că era posibil ca unul dintre contabile arestați de voi să fie atentat la viața Adrianei Goga? Îl iscodi Novak. Personal, cred că e greu de presupus acest lucru. Pentru 5-6 mii de lei, cât ar fi revenit pentru unul dintre ei, nu se face să iei viața cuiva, mai ales în astfel de condiții. Unde mai pui că unul dintre acești contabili lucrează acum la altă unitate, iar 2 dintre ei au ieșit la pensie și nici măcar nu locuiesc în oraș? Înseamnă că nu am făcut nimic, zise Novak nemulțumit. Cum n-am făcut nimic? S-a depus o muncă titanică și am reușit să-i rețin pe răufăcători și toate acestea în timp record. Iar tu de acolo mai ai îndrăzneala să spui că n-am făcut nimic, sări supărat majorul. Păi munca noastră e zero? Nu la asta m-am referit. Eu unor vă felicit pentru operativitate. Cred că ți-ai bătut propriul record cu afacerea asta, nu? Mersi, răspunse acru majorul. Eu mă gândesc la morți, iar voi la nereguli financiare. Fiecare cu creanga lui de producție, replică de asta dată mai amabil Cozac. Novak se îndreptă spre caserie, unde doi verzi cu privirea lor fascinantă reușiră să-l facă din nou să uite de necazurile sale sau să-i aline unele migrene rebele. Cam multe treburi dificile ați avut în săptămâna asta pe cap, rosti capitanul închizând ușa caseriei. Nu mai pot, 2 mormântări, controlul celor de la economic și plecarea noastră în concediu, cu toate pregătirile de care e nevoie. M-a obosit foarte mult, spuse Roșcovana, păstrând în ochi aceeași privire pătrunzătoare. Mai rămâneți la program? Întrebă Novak. În cazul în care timpul vă permite și v-ar face plăcere, sunteți invitata mea la o cafea în drum spre casă. Sau poate aveți alte treburi mai importante de făcut. Zita Suman îl privi zâmbind. O cafea ar fi nimerită, mai ales că astăzi eu am să fac cinste. Nu se cuvine ca o doamnă să-i plătească unui bărbat consumația, când este o invitată, replică Novak. Prezentabil și amabil ca dumneavoastră, completă Roșcovana. Credeți că am uitat? Aha, problema cu pașapoartele. Legea nu-mi permite să accept nimic în schimbul unui ajutor dat cetățeanului la nevoie. Eu nu uit niciodată nimic, sublinie Zita, în timp ce preda actele și cheile unei tinere intrate în încăpere. Să mergem. Mașina alerga pe un pod construit peste calea ferată, apoi se opri la semafor și, după ce acesta le dădu cele cale liberă, spre centru, Novak apăsă puternic pe accelerație. Parcă mașina în fața noului hotel continental. Încercăm la bar? O să găsim mai ușor locuri, propuse Zita. A fost întâmpinați de obscuritatea specifică barurilor, fiind nevoit să mai zăbovească câteva clipe la intrare, până și obișnuiră privirile cu întunericul. Găsiră 2 locuri la o masă lângă un geam întredeschis, pe unde năvălea aerul rece și curat de afară. Zita își scoase țigările din poșetă, oferindu-i una și capitanului. Apoi începură să fumeze amândoi în tăcere. Spuneați că nu uitați niciodată nimic. Dacă e important, se corectă tardiv Zita. Ați putea să-mi spuneți unde ați văzut acest obiect cu care se poate aprinde gazul într-o bucătărie? Bineînțeles, dacă l-ați mai văzut. La familia Rogoz, deși nu e un lucru important. Cum să nu fie, din moment ce de la scânteile acestei brichete s-a declanșat incendiul de sâmbătă trecută din apartamentul soților Goga, spuse Novak, în timp ce continua să apese pe lama în formă de liră, ce avea la un capăt o pilă și când se pleca de celălalt capăt al ei, declanșa scântei. În acel moment, capitanul se aștepta să surprindă o reacție aparte pe fața Zitei,
dar nu obținu niciun rezultat în urma tentativei lui. Vă rog să mai aduceți încă 6 prăjituri la pachet, se adresă el barmanului, în timp ce așeza cele 2 cafele pe masă. Imediat, răspunse acesta. Ce faceți cu atâtea prăjituri? Doar nu o să le mâncați singur pe toate. Se miră Zita când văzu voluminosul pachet adus de barman. Îmi place și mie, dar astea sunt pentru copii. Câți copii aveți? 6. Câți? 6. De ce vă mirați așa? Cât de fericiți puteți fi, zise cu invidie Roșcovana. Cineva spunea că după moarte noi trăim prin copiii noștri. Dați-vă seama, eu am 7 vieți, una a mea și 6 ale lor. Sunteți un paraleu, îl flată Zita, adăugând apoi imediat. Dacă o să am ocazia vreodată, țin neapărat să vă văd familia. Oricând, spuse Novak, în timp ce achită nota de plată barmanului, deosebit de amabil, aflat acum în picioare lângă masa lor. Și nu uitați, am dat un rămășag. Ursan analiza pentru a nu știu câta oară pozele în care Sima, bronzat și pletos, zâmbea încadrat de chipuri tinere de fete și băieți. Puse deoparte 5 dintre ele, socotind că vor prezenta interes deosebit pentru capitan. Se dedica apoi în întregime dezlegării ultimului careu din revistă pe care nu reușise să-l termine. A fost preocupat în ultimele zile, iar puterea de concentrare i-a scăzut considerabil, găsind cu greu sensurile figurative ale cuvintelor. Presupunând că va avea mult de lucru în după-amiaza acelei zile, capitanul dăduse o raită pe acasă. Mâncase la repezeală, iar copiii, bucuroși de prăjiturile aduse, au fost mai cuminți ca de obicei. Și apoi au început să-și pregătească lecțiile pentru a doua zi. Îl micu nici măcar nu a ieșit să-l întâmpine pe tăticul lui. Era preocupat cu reparația capitală a basculantei pe care o primise doar de câteva zile, iar acum se străduia cu ansamblarea părților componente și s-a arătat foarte mulțumit, constatând când a terminat lucrarea că i-au mai rămas piese de schimb pentru încă o reparație. Scoase a nevoie mașină parcată pe o stradă alăturată, înconjurată de alte vehicole, stopate acolo doar de câteva minute. Porni apoi în viteză spre inspectorat. Îngeraș, când ai aterizat? Îl stârni Novak pe locotenent, cufundat cu totul între coperțile unei reviste. Aproape de o oră, aduc și vești rele, se lamentă Ursan. Să le auzim pe cele bune, pe urmă vom mai vedea. Încercă Novak să-l antreneze pe tânărul de la masă, pe a cărei față citi multă oboseală. Am aici portretul robot al mamei copilului, făcut după descrierea bunicii acestuia. Începu Ursan să prezinte veștile bune. Novak studie cu atenție liniile trase de locotenent pe coala de hârtie și ajunse la concluzia, deloc falsă, că desenul prezenta caricatura și nu portretul femeii care și-a abandonat odrazla cu aproape 2 ani în urmă. Novak vrut să pronunțe cuvântul caricatură, dar Ursan nu merita asta după atâta alergătură. Așa că luă o mină sobră. Prezintă desenul făcut de tine și separat, înscris, detaliile. Cei specializați în robotizarea portretelor, sper că vor face un lucru bun, care să ne ajute la depistarea mamei copilului. Mama copilului nu era una din alea, cum am crezut eu. Bătrânica spunea că femeia aceea arăta a avea bani mulți. Era bine îmbrăcată și trimitea de sume mari de bani și pachete voluminoase, dar niciodată din aceeași localitate. Pe mandatele poștale erau întotdeauna alt scris, ea având grijă să nu-și dezvăluie identitatea. Nu am dat nici de învelitoarea vreunui colet, din care să depistăm ce scris avea. Privirile lor se opriră asupra câtorva poze de grup, înșirate de Ursan. 5 dintre ele le atrăseseră atenția. Alte poze mai interesante n-am găsit, se scuză locotenentul. Dacă nu erau și cu femei, sunt sigur că veneai fără nicio poză. Să fie aceasta, parcă se aseamănă cu desenul meu, evită Ursan să intre în clinciurile capitanului. Femeile sunt femei. Mie îmi spuneți, nu se lăsă mai prejos locotenentul. Novak se porni în hohote de râs. Auzi, domnule, cine vorbește de femei? De fapt, nici nu poți fi un regizor cu adevărat celebru dacă nu ești în stare
nu ești tare în materie de femei. E și normal, la vârsta înaintată pe care o ai și la experiența îndelungată de viață de nici 25 de ani, nu-i de mirare să fie așa tare în chestiuni femeiești, îl întărâtă capitanul. Mai bine să așteptăm portretul robot și apoi să ne pronunțăm, își potoli cu greu Novak hohotele de râs în care alunecase. Când am pornit din Sibiu, dar acolo ce ai căutat? I-o reteză capitanul. Femei. Mai bine zis, o femeie, pe sora lui Sima. Acolo locuiește și am așteptat să iasă de la serviciu, pe urmă am stat de vorbă cu ea. Ei și susține că a văzut hainele acelea în dulapul fratelui ei, dar nu a îndrăznit să le ia, crezând că sunt ale unei vecine de ale lui Sima și presupunând că va veni proprietara după ele. Doar n-ai fi vrut să umble aia dezbrăcată. Asta... ca asta, dar nu ți se pare curios că hainele au fost puse în dulapul lui Sima și nu în cel al colegului său de cameră? Tu zici ceva, femeia îmbrăcată în verde știa care este dulapul lui Sima, probabil în urma unor vizite la domiciliul acestuia, dar bărbatul susține și acum cu tărie că la ei în cameră nu au fost femei în vizită. De cum să mai lase haine pe acolo? Dar cu ce s-o fi îmbrăcat după ce și-a părăsit hainele? S-o fi costumat în ele, doar pentru a intra în bloc ca să nu fie recunoscută, sau le-o fi folosit un bărbat. Încurcată de tot situația, cred că cineva a vrut și până acum se pare că a și reușit să-l facă răspunzător pe Sima de uciderea Adrianei Goga. Dacă într-adevăr el ar fi omorât-o, sigur că nu și-ar fi lăsat hainele în dulap. Ce-ar fi făcut totul ca ele să dispară? Despre mama copilului, ce părere ai? E o femeie de condiție bună, ca să folosesc un termen uzitat de bătrânică. Dovadă banii trimiși, precum și coletele voluminoase expediate pentru copil. Spera, desigur, într-o reîntregire a familiei. A părăsit copilul fie din cauza sănătății pe care de altminteri a invocat-o, fie din cauza unor chestiuni de ordin familial. Chipul ei îl vom vedea în portretul robot ce trebuie să sosească din clipă în clipă. Sau în diafilmul care se va rula peste și mai puține clipe. Sau există deja în aceste poze, adăugă Ursan, cu femei, era să spună Novak, dar nu voia să-i răpească locotenentului Elanul. Se developase și pelicula din minusculul aparat de fotografiat. Începeți, ordonă Novak, trăgând cu coada ochiului spre Ursan, ce se arăta într-adevăr foarte curios să vadă ce s-a reținut în momentul când Sima se despărțea de pământeni. Seria a doua a premierei începuse. În jurul gropii numai fețe lăcrimânde și oameni sfâșiați de durere. Peste umărul unui bărbat, mascat cu doi ochelari mari și negri, un cap de femeie acoperit cu un turban, privea spre operator zâmbind parcă, dezvăluindu-și dinții de desubt printr-un rânjet de încordare. Stop, dictă capitanul. Un stop cadru cu femeia cu ochelari negri, dacă se poate, spuse el, privind spre operator, apoi se întoarse spre Ursan. Adul pe cel care a tras secvențele. Imediat, se conformă locotenentul. În sală se aprinse un bec. Capitanul privi atent portretul robot al femeii, adus în acel moment de cineva, și încercă să facă o comparație cu chipul aflat în stop cadru pe ecranul sălii. Am efectuat pozele de pe o parte, la început, explică operatorul după ce Novak îl întrebă din ce poziție s-a filmat. La urmă, m-am mutat exact în partea opusă, adică vis-a-vis. Chiar atunci coborau mortul în groapă și toți au izbucnit în plânsete și vaete, iar eu am declanșat aparatul, știind că surprind cel mai important moment psihologic. Chipul acela nu-i pare să fie afectat de coborârea sicriului în groapă. Din contră, parcă rânjește și, culmea, ar fi să mai și râdă. Mazda gata, zise Ursan privind admirativ spre capitan. Persoana cu ochelari nu l-a iubit pe Iulian Sima. N-a venit pentru el, nici într-un caz. E și normal, a vrut să-și vadă copilul. De ce crezi că te-a trimis la Brașov? Vedeți, avem deja un personaj principal, primul dintre sutele de figuranți, spuse Ursan. Novak nu-i răspunse locotenentului și privind atent în ochii celui care a efectuat secvențele din cimitir, îl întrebă.
Îți amintești lângă cine erai când ai imortalizat și acest chip de femeie? Fii atent, direcția capului cu ochelarii întoarsă puțin spre dreapta, adică în stânga ta. Încearcă. Când am început să pozez, în dreapta mea se afla locotenentul Ursan, iar în stânga se afla un copil tare drăgălaș. El era singurul ce nu părea afectat de cele întâmplate. Poate nici vârsta... Dacă ai început filmarea de lângă Ursan, apoi ai trecut exact în direcția opusă, adică lângă femeie. Atunci va trebui ca în secvențele ce urmează să apară pe ecran locotenentul și copilul. Novak se răsuci spre bărbatul de la aparatul de proiecție și zise: Continuați! V-am spus eu că o să ne angajeze la Hollywood, sări Ursan când se văzu pe ecran cu mâna pe umărul copilului. Asta e, am găsit-o pe mama copilului. Rângetul acela e un semn de îndârjire și nici de cum de compasiune. Stop, spuse din nou Novak, am găsit și mama și copilul. Mai bine zis, am găsit o mamă pentru acest copil, parcă s-ar fi putut altfel. Acum sunt sigur că vei avea o critică de specialitate favorabilă. Îl gratulă capitanul pe tânărul și atât de celebrul regizor. Becurile aprinse invadară sala cu o lumină albă, iar acum toți cei ce au vizionat diafilmul se frecau la ochi. Ce-ar fi dacă acestui portret robot i-am aplica o pereche de ochelari, propuse Novak ridicându-se de pe scaun. Mai rămân la vedere nasul și gura. N-ar fi mare necaz, dar ne lipsește rânjetul acela, spuse Ursan. Dacă n-ar fi fost și turbanul, aproape că ne alegeam cu ceva. Dar așa... Și totuși robotului îi mai lipsește ceva, adăugă Novak. Ce lipsește? Sonorul. La acest lucru nu m-am gândit. Telefonul dat de femeie în noaptea de duminică la orele 12 și 30 de minute și apoi încă la o jumătate de oră după aceea ar întregi acest personaj pe care noi ne chinuim să-l dăm gata. La prima mea leafă o să fac cinste, îl asigură Ursan. Toată lumea face cinste când semnează pentru primii bani pe un ștat de plată, nu știai? E vorba de a doua cinste. Ar fi pentru, preciză Ursan. Știam că la prima leafă se dă de băut. Și eu, săracul de mine, care credeam că te pricep numai la femei. Mă abțin. Astăzi nici filmul, dar nici eu nu prea stăm bine cu sonorul. Stăvili Ursan tachinarea pornită de capitan. Și acum să mergem, să punem la punct sonorul portretului robot, fiindcă ochelarii i-am pus, îl zori capitanul. Dar nu înainte de a vă comunica știrile rele pe care le-am adus de la Brașov, propuse locotenentul. Să le auzim și pe acestea. Ursan luă o mină cât se poate de solemnă și începu. Astăzi, în jurul orei 13, copilul Dan Sima a dispărut în timp ce mergea acasă de la grădinița specială după terminarea programului. Cum bunicii copilului locuiesc foarte aproape de grădiniță, acesta mergea acasă ca de obicei nesupravegheat. Novak își strânse pumnii, mușcându-și buza pe dedesubt. De ce nu mi-ai spus până acum? Prima dată ați cerut să vă spun veștile bune. Nici eu nu am insistat prea mult, deoarece am așteptat să terminăm odată cu filmul acela, crezând că vom descoperi cine știe ce mare minune și noi, numai după aceea, în funcție de noile rezultate, să facem un nou plan de bătaie. Vă repet, mă așteptam la mai mult din partea secvențelor care ne-au fost proiectate, iar dacă ar fi apărut ceva ce ne-ar fi putut ajuta, atunci știrea nu v-ar fi căzut atât de greu. Înțeleg, zise mâhnit capitanul. Într-adevăr, lucrurile s-au complicat foarte mult, odată cu dispariția copilului. Parcă e făcătură. Când ne apar în cale noi semne în legătură cu descoperirea asasinilor, atunci intervine ceva imprevizibil și ne dă totul peste cap, inclusiv ipotezele pe care le enunțăm în baza dovezilor existente. Să mergem, îi propuse cu glas stins Novak. Cum considerați că vom face rost de sonor pentru portretul pe care îl aveți în mână? Vom da pe rând telefoane tuturor locatarilor din bloc. Le vom înregistra pe bandă. Apoi îl vom chema pe bărbatul Otto. Poate va recunoaște vocea. Capitolul 8. Telefoanele de la miezul nopții. Vineri.
Tânărul aflat la volan nu era pentru Novac nici subaltern, nici ucenic, nu era nici coleg mai vechi, nimic altceva decât un locotenent tânăr trimis de comandant cu mai bine de o săptămână în urmă în biroul lui, fiindcă acolo era o masă liberă, deoarece ocupantul de până atunci al mesei era plecat în concediu și la care locotenentul putea să lucreze în voie, la niște hârtii ce trebuiau îndosariate în ordinea cerută de regulament. Trebuia să lucreze și el la ceva. Lui Novac la început îi se păruse cam curioasă plantarea locotenentului în biroul său, în care pe una dintre mese, începând cu acea zi, veșnic zăcea o revistă de cuvinte încrucișate. În primele zile, capitanul cu greu reușise să-i scoată din vocabular locotenentului expresiile „să trăiți și am înțeles”. După câteva zile, Ursan îi deveni apropiat sufletește și îl considera ca pe unul dintre fiii săi mai mari. Totul a început prea repede pentru locotenent, poate prea târziu pentru capitan. În acea zi de sâmbătă, când comandantul i-a zis: „Îl iei și pe Ursan cu tine.” „Semnalizează stânga”, îl dirijă Novac. Mașina se opri în parcarea de la hotelul Grand. În bar se așezară la o masă de 6 persoane în apropierea ușii. „Tot cafea servești și tu?” „Astăzi n-am avut nici atâta timp ca să pot bea o cafea”, se căină Ursan. Apoi comandă cu fermitate și bățoșenie 2 cafele barmanului. „Mă cam lasă balamalele și pe mine.” Novac nu-și mai auzi vocea. Difuzoarele suspendate pe pereți declanșară o melodie, apoi altele, șlagăre curgătoare, siropoase și sentimentale, aflate pe benzile magnetofonului, manevra cu multă dibăcie de barman. „Asta e cafea specială”, zise Ursan, analizând conținutul dintre cele 2 pahare de 250 de mililitri. Prim sepaiul sterilizat de un capăt și îl despachetă scoțându-l din învelitoarea lui. Amestecă încet conținutul maroniu, trase o înghițitură, apoi se retrase brusc. „Frige binișor”, îl preveni pe capitan. „Aveți 2 locuri libere?” Le întrerupse discuția o voce de femeie, căreia îi se părea cunoscută capitanului. „Mimi, tu ești? Pentru tine se poate. Ocupă loc, te rog.” Femeia, neobișnuită cu întunericul din bar, realiză târziu că în fața sa se află o mai veche cunoștință. Novac, fostul ei prieten din copilărie. „Tu erai. Zău că nu te-am văzut. Cum vii de afară, nu mai vezi nimic în obscuritatea asta. Să vă prezint pe colega mea.” „Și eu pe colegul meu”, spuse Novac. „Văd că amândoi avem colaboratori foarte tineri.” „Luați loc”, deveni amabil, ba chiar jovial, locotenentul. „Văd că mi s-a terminat”, se miră Mimi, constatând că în poșeta în care scormânsea adineori nu mai găsea nicio urmă de țigări. „Cu un snagov te servesc eu. Domnișoara nu fumează?” „Știu că domnișorul nu obișnuiește. Și domnișorul mai trage câte una la o cafea. Și mai ales în prezența unei fete atât de...” Se făstăci Ursan lăsând fraza neterminată. Ca să arate că e bărbat, nu se lăsă Novac. Ursan schiță un zâmbet spuzit de scântei cu destinația Novac. „Tu cum o mai duci?” „Ca toată lumea. Necazuri, bucurii. Am 6 copii. Dar tu? Săptămâna trecută am terminat cu divorțul. Poate știi, am 2 copii. Sunt mari. 2 băieți, dacă nu mă înșel.” „Exact. Unde lucrezi?” „Înainte parcă la poștă”, răspunse Mimi, privind spre Novac și trăgându-i cu ochiul, îl făcea atent. Ursan și fetișcana cu care venise Mimi se înțelegeau de minune. Locotenentul declanșase un atac la care blondina cu greu reușea să-i facă față. Novac început să vorbească cu voce destul de tare, verzi și uscate, dar și el și Mimi trăgeau cu urechea la discuțiile agreabile ale celor 2 tineri. Se părea că Ursan câștigă teren. „La poșta din apropiere lucrezi?” întrebă Novac când se convinse că reduta blondă de lângă Ursan era cucerită. „Da”, răspunse Mimi, „atunci ești a mea. Tocmai spre poșta am pornit. Aveam de rezolvat unele probleme personale. Iași, de serviciu. Sper că mă poți ajuta cu ceva. Sunt înarmat cu un casetofon. Doresc să înregistrez niște voci. Tu poți face treaba asta mai ușor decât mine. Mă înțelegi? Voci, nu altceva.”
Încerc, se oferi Mimi, trăgând cu sete din țigara aprinsă recent. Dacă te grăbești, putem să și plecăm. Își băură cafele, iar Mimi își adună de pe masă restul de bani, înapoiați de barman. Privind în stânga sa, putură constata că tânărul locotenent nu își pierduse vremea de pomană, ci o amețise pe mai tânăra ei colegă, continuând să-i ciripească ceva discret blondinei, fiindcă se apropiase prea mult de urechea ei. Plecarea, declară Mimi. Dacă noi nu mai suntem tineri, asta nu înseamnă că alții nu mai au voie să se distreze, spuse Novak. Poșta era amplasată într-o clădire nouă, la răscrucea de drumuri și vânturi a orașului, dar aproape de zona centrală. Pe holul celui de-al doilea etaj, Mimi îi rugă să o aștepte. Blondina se întâlnise cu Mimi doar întâmplător și o condusese până aici, dar acum cobora cu ursa în scările, plănuind să-l aștepte pe capitan jos, împreună cu aceasta până ce își isprăvește treburile. Până la ora 21, când trebuia să-și ia postul în primire, Mimi mai avea o jumătate de oră la dispoziție, timp în care era necesar să-l ajute pe capitan să înregistreze vocile posesorilor de telefoane, 5 la număr din blocul întreprinderii și al doctoriței Tudor. Cred că într-o jumătate de oră voi rezolva totul, îl asigură Mimi. Un moment, ce consulta din nou numele celor 6 familii ce posedau telefon de pe lista oferită de capitan. Rămas singur în încăperea de la poștă, Novak încercă să facă din nou ordine, plănuind o nouă conexiune a întâmplărilor care au determinat moartea celor 3 persoane. Timpul care îi rămăsese la dispoziție pentru prinderea răufăcătorilor era extrem de scurt, doar 48 de ore, din intervalul oferit inițial de către comandant. Într-un timp, Novak socoti. Doctorița Tudor putea să favorizeze accidentul stupid al iluzionistului. Ea știa efectul medicamentului, dar refuză mai departe să recunoască amestecul ei în această întâmplare penibilă. Mai mult, plasează totul pe soțul ei, care nu e acasă. Aflase înainte de ora 7 de relatarea minorului George Maxim despre datele posibilului asasin al Adrianei Goga. Numai din casa ei sau din gura copilului putea asasinul să afle că a fost observat în momentul în care părăsea imobilul de la numărul 12. Unde să mai socotim că mașina roșie a fost parcată chiar în garajul lor? Să nu fi știut ea acest lucru? Nici soțul ei? De la ei din garaj a plecat asasinul pentru a-l suprima pe minorul Maxim. Își aprinse o țigară, apoi se puse din nou pe gânduri. Iluzionistul Sima, dintr-o relație amoroasă cu câțiva ani în urmă, se trezește pe cap cu un copil, lăsat în grija părinților săi de o femeie ce se pare că nu ar fi una dintre alea care bat barurile. Oare de ce a abandonat copilul dacă avea cu ce să-l crească? Dovadă sunt banii trimiși precum și pachetele voluminoase, oricând nu voia să știe familia ei, părinții, soțul, ori din alte motive. Atunci cum de-a putut să-l crească până la vârsta de 3 ani și în ultimul timp nici măcar nu mai mergea să-l vadă sau deja l-a și luat pentru totdeauna, răpindu-l de la grădiniță, făcându-se apoi nevăzută cu copil cu tot? Oare să nu fi contribuit și ea la moartea tatălui copilului ei? Dacă a contribuit numai sau chiar l-a ucis pe iluzionist, atunci putea să-l ucidă și pe minorul Maxim. Bine, dar cu Adriana trebuia să se afle în conflict din punct de vedere financiar. Se descurajă pe moment, presupunând că a mers mult prea departe cu imaginația lui, ce în astfel de cazuri îl purta printre tot felul de situații, dintre cele mai incredibile. Azi e vineri și e aproape ora 9 seara, iar cazul trebuie rezolvat cel târziu până duminică după amiază și am la îndemână o jucărie care face scântei și niște haine de damă. Femeia din filmul lui Ursan, care este și mama copilului, trebuie neapărat identificată, altfel își făcu noi griji capitanul, aruncă nervos capătul de țigară într-un coș de gunoi, apoi ieși pe coridor, în căutarea unui pahar cu apă. Gura era uscată, ca după o zi de coasă, într-o vară fierbinte, acolo în valea copilăriei. Mai erau puține minute până la ora 9, iar Mimi încă nu apăruse. Deși trebuia să intre în schimbul de noapte,
Novak obținuse dintr-un birou alăturat un pahar cu apă, apoi se scuză și mai ceru încă unul de la aceeași femeie, ce lucra la un aparat, într-un birou aproape de capătul coridorului. Se întoarse la locul lui de meditație. Privind la ceas, își aprinse altă țigară, iar acum stătea pe scaunul de lângă măsuța cu privirea pironită pe harta turistică a țării. Își așeza apoi bărbia în podul mâinii stângi și începu să scrie pe o hârtie numele câtorva femei, considerate de el asasinii prezumtive ai Adrianei Goga. Zita Suman, până nu demult, făcea tratamente sub îndrumarea medicului specialist Tudor. Când medicul a ajuns la un capăt al investigațiilor sale, din care a dedus că nu Zita era de vină că nu au copii, s-a decis să-i facă unele analize soțului ei, Ionel Suman. Și s-a convins repede că acesta avea dereglate anumite glande și din acest motiv nu putea să aibă copii împreună. Conflicte financiare ar fi putut avea cu Adriana Goga, dar un casier nu întocmește ștate de plată. El doar efectuează plățile angajaților. Într-adevăr, Zita își dorea un copil, altfel nu făcea atâtea tratamente care au costat tot timp și bani. Dacă ar fi însușit sume de bani, în locuința lor ar trebui să se vadă acest lucru, deși nu se poate spune că nu ar exista o notă de lux. Două salarii, adunate timp de 15 ani, desigur le-ar permite să aibă mai mult decât o mașină cumpărată în rate, neachitată încă. O locuință închiriată de la întreprindere, deci, în afară de astea, Zita are și un alibi aproape perfect. La orele când se pare că a acționat asasinul, ea se afla în prezența unor persoane care au dovedit acest lucru. Mai puțin duminică noaptea, când putea da telefonul în două rânduri la camping. Novak puse în dreptul numele Zitei un mic semn de întrebare. Ce putea fi șters atunci când Mimi va infirma presupunerea sau îngroșat dacă vocea sa va fi recunoscută de Otto? În schimb, cu Valeria Buza, amanta lui Achim, care avea și pică pe Adriana Goga, datele sunt mai interesante. Valeria are și gestiune. La acest din urmă motiv, Novak a avut o tresărire și regretă că nu-i ceruse maiorului Cozac să-i verifice gestiunea. La ora când asasinul pregătise moartea Adrianei, Valeria se afla împreună cu Achim, la ea acasă, în imobilul de la numărul 12. De prezența acestuia se putea folosi pentru a se acoperi în cazul verificării alibiului, dar putea să urce în apartamentul soților Goga și să pună la cale moartea femeii. Valeria Buza putea fi tot atât de bine ea, persoana îmbrăcată în straile verzi, pe care a văzut-o copilul. Înainte de a-i încercui numele, Novak socotea că aceasta putea fi și femeia care i-a lăsat părinților lui Iulian Sima copilul spre îngrijire. Dar nu se aseamănă deloc cu femeia din filmul lui Ursan. De fapt, chipul femeii din peliculă era foarte confuz, iar după relatarea bunicii minorului Dan Sima, în vârstă de aproape 70 de ani, este greu de întocmit un portret robot care să se mai și asemene cu chipul care există în realitate. Valeria Buza a adus știrea doctoriței Tudor cu datele relatate de minorul Maxim. De asemenea, Maria Orza putea să aibă un copil cu Sima, într-o aventură la mare, fiind necăsătorită de la un timp și a abandonat copilul, pe care l-a crescut o bună bucată de vreme. Nu aici, în localitate, iar la urmă nu se mai putea feri de ochii lumii și a considerat că e cazul să-l mai crească și tatăl lui. Ea poate avea de gând să se căsătorească, rămasă însă cu sufletul la copil, îi trimitea destul de des bani și lucruri. Maria putea să aibă conflicte financiare cu Adriana. De fapt, și era în conflict, ea fiind trecută într-un referat înaintat către conducerea unității pentru sancționare, întocmit de Adriana doar cu câteva zile înainte ca aceasta să moară. Toate cele trei femei puteau să-și facă copii după cheile Adrianei, pe care le-ar fi putut sustrage din poșeta ei într-un moment favorabil. Capitanul puse un mare semn de întrebare în dreptul numelui Mariei Orza. În dreptul numelui Lilianei Balica, Novak puse un mic semn de întrebare, din considerentul că aceasta nu putea să aibă copii cu Sima, ea fiind prea tânără acum 6 ani
și era cu mult mai tânără decât persoana descrisă de mama lui Sima. Dacă ea ar fi fost bătrânică, ar fi putut reține cu ușurință părul ei galben ca lanul de ovăz. Novak fusese oprit din analizele lui de apariția lui Mimi. Aici ai pe bandă înregistrate vocile de care mi-ai zis, dar de fapt n-ar trebui să mă intereseze. Nu te înțeleg. De ce nu te interesează toate vocile din acel bloc Scara și doar a acelei femei Delia Tudor din alt bloc? În bloc nu sunt decât 5 persoane care posedă telefon. Totuși, spuse la plecare Mimi, sunt consemnate impulsuri, de curând și puține. La o persoană care deține telefon, dar aceasta nu este trecută pe lista ta. Nu se poate, sări Novak, numai aceste familii au telefoane. Așa o fi, dar colega mi-a dat aici un nume ce figurează și în cartea de telefoane, iar adresa exactă a acelei persoane nu e în altă parte decât în apartamentul 2 de la blocul 12, strada îngustă, Scara A. Acolo nu mai stă nimeni de o lună, repetă Novak spusele Valeriei Buza, care îi transmise această informație cu câteva zile în urmă, atunci când își începuse investigațiile la imobilul cu pricina. Ei, exclamă Mimi, din acest apartament s-a vorbit de aproximativ 4-5 zile, cam două convorbiri dacă stăm să ne luăm după numărul de impulsuri înregistrate. Dar de ce te-ai bosunflat așa? Eu mă perpelez și tu nici măcar nu catadexezi să scoți un singur cuvânt? Novak se buimăci cu totul. Doar când Mimi ajunse deja pe coridor, capitanul ieși repede pe ușă strigând în urma ei un răspuns de mulțumire, privind satisfăcut banda pe care era imprimată și vocea care telefonase la camping cu câteva zile în urmă, la miezul nopții. Nu-i răspunse nimeni, căci Mimi apucase să intre într-o cameră din apropiere. Coborâ la parter, unde Ursan continua să-i facă curte blondei, fiind antrenați amândoi într-o discuție agreabilă. Cum stăteau în picioare lângă o cabină telefonică, chipurile le erau puternic luminate de neonul din plafon. Novak, care nu văzuse prea bine până atunci chipul fetei, când se apropie, se întrebă mirat dacă fata de lângă Ursan e într-adevăr una și aceeași persoană cu cea pe care o prezentase Mimi în bar. Ea era, dar acum părea strălucitor de frumoasă. Ursane, tu vezi și pentru întuneric? Ce întrebare mai e și asta? Cu premiu. Tinerii începură să râdă, semn că au înțeles aluzia capitanului. Capitanul îl chemă pe Ursan deoparte. Să-ți mai pun o întrebare. Cum poți face tu rost la această oră târzie de vreo 2-3 băieți harnici, dintre care unul să manevreze cu mare precizie un aspirator și alte scule trebuincioase într-un apartament în care nu mai locuiește nimeni de cel puțin o lună, dar din care se fac convorbiri telefonice clandestine? Cam lungă întrebarea, remarcă Ursan. Întrebările lungi au de obicei răspunsuri scurte. Dar nu vreți să spuneți că din apartamentul 2... Nu fi curios, strică la frumusețe, iar acum cred că ai nevoie de așa ceva, zise Novak zâmbind. Ursan scotoci grăbit în buzunar în căutarea unei fise. Vorbesc de aici, arătă el spre cabina telefonică. Eu vă zic noapte bună, spuse fata, răsucindu-se pe tocurile pantofilor. Stau pe aproape, la revedere. Priveau amândoi în urma ei cum se îndepărta tot mai adânc în noapte. Ar fi trebuit să o conduci, sublinie Novak. Cu femeile trebuie mers până la capăt, spuse Ursan. Cu siguranța unui mare cunoscător în materie de cuceriri sentimentale. Mă fac să râd, mărâi capitanul. Un regizor celebru, începu locotenentul îndreptându-se spre cabină, cântărit parcă în palmă fisa dată de Novak. Locotenentul se întoarse repede. Trebuie să mergem cu mașina după ei. Ne așteaptă la sediu. Le e greu să care un aspirator 3-400 de metri? Toți au pretenții să aibă mașină la scară. Altfel nu mai fac niciun pas pe jos. Din parcarea de la Hotel Grand, mașina străbătu repede cei 300 de metri până la intersecția din centru. Ursan semnaliză dreapta, urcând încet străduța piezișă pe care Novak o urcase în ultimele zile de atâtea ori pe destru. Apoi, cotind la dreapta, opri. Pe mine mă lași aici. Până-i aduci pe cei de la criminalistică, eu voi încerca să-l scol pe administrator
fiindcă ceasul arată ora 10 și e destul de târziu. După ce mașina demară domol din cauza pantei, capitanul întoarse capul și privi în adâncime strada îngustă, ca și cum avea să călătorească pe un drum necunoscut. Înainte de a face primul pas, ceva îi stârnise curiozitatea, semnul de circulație, pe care îl descoperi sub crengile unui copac aflat chiar la capătul străzii. Din cauza ceții din zilele trecute, nu îl zărise până atunci. Indicatorul de circulație avertiza că circulația pe strada îngustă se face în sens unic. Novak se mai zgâi încă o dată la tăblița rotundă ascunsă pe jumătate în crengile copacului. Apoi porni hotărât spre imobilul de la numărul 12. Nu apucă să facă decât câțiva pași și se opri din nou. În direcția lui de înaintare, din strada îngustă se ramifica la dreapta o altă străduță. Capitanul se opri iarăși, socotind că până la stâlpul lângă care avusese loc accidentarea minorului Maxim, mai erau cel puțin 30 de pași. Conducătorul mașinii de culoare roșie, după ce l-a lovit pe băiețel cu toate emoțiile pe care le-ar fi avut după comiterea accidentului, putea să vireze pe străduța asta și nu risca să întâlnească un alt vehicul ce ar fi venit din sens opus, care i-ar fi putut bara calea și putea fi prins, deoarece pe această porțiune, strada fiind atât de îngustă, nu pot trece două vehicule alăturate. Dacă mai punem la socoteală și declarațiile sub ofițerului nostru, care susținea că motorul era peste măsură de ambalat, înseamnă că cel de la volan era un conducător auto foarte slab. Să circule el pe sens interzis. Putea foarte bine să o ia pe străduță și nu să se lase condus de hazard. Slab șofer, concluzionă Novak. Se întoarse spre capătul străzii, dar nu făcu decât câțiva pași, constatând iarăși, parcă surprins de propriul său gând. Sunt aproape sigur că nu avea permis de conducere. Între timp, patru bărbați, dintre care unul ținea în mână un aspirator, se îndreptau spre scara B a blocului. Administratorul pășea înaintea lor, ținând în mână o mare legătură de chei. Apoi intrară cu toții la cealaltă scară și se opriră la ușa apartamentului 2. De când nu ați mai intrat aici? Întrebă Novak. Să tot fie o lună de atunci, răspunse administratorul. Cei care au locuit aici, la câteva zile după ce s-au mutat definitiv, au venit și m-au rugat să le deschid. Își uitaseră niște lucruri în cămară. De ce totuși mai păstrează telefonul? În locul lor urmează să se mute un frate de-al bărbatului și consideră că vor putea face economii. Știți, trebuie plătită o taxă pentru instalarea aparatului și cum au același nume de familie, dar mă rog, telefonul nu intră în atribuțiunile mele, măcar de ele să n-am parte, fiindcă am atâtea bătăi de cap cu achitarea consumurilor, încât mi-ajunge. Novak propuse un plan de acțiune. Prima dată vom verifica dacă s-a intrat în apartament prin alt loc decât pe ușă. Vom încerca geamurile împingându-le. Novak și cel cu aspiratorul ajunse în spatele blocului și încercau rezistența geamului la o ușoară împingere. Un geam se deschise, cu cotul. Băiatul cu aspiratorul împinse complet geamul. Pe aici s-a intrat, zise el, să vină și colegul meu. Capitanul început să explice lui Ursan greșeala comisă de conducătorul aflat la volanul mașinii de culoare roșie imediat după accidentarea minorului Maxim. Greșeală ce putea să ducă la imobilizarea mașinii, iar făptașul putea fi prins. După ce l-a lovit pe copil, putea să vireze pe străduța aceea, arătând Novak spre drumeagul ce se trunchea din strada îngustă. Era cam în pomp cu regulile de circulație. Vreți să spuneți că însalcăm, replică Ursan. Iulian Sima avea permis de conducere, altcineva era în pomp cu regulile de circulație și chiar cu simpla conducerea unui autoturism. Dar să vedem ce se mai întâmplă în spatele blocului. Aparatul depistă locul unde mâinile celui care intrase pe geam exercită acțiunea de împingere asupra acesteia. Pe geam nu-i găsirea amprente. În cameră, pe parchet, se distingeau urme clare de pantofi. La aterizare, greutatea corpului apăsă astfel că urmele lăsate pe parchet erau distincte. Apoi, pe măsură ce pașii se îndepărtau de geam,
Urmele deveneau din ce în ce mai neclare, suprapunându-se, iar în apropierea telefonului erau aproape imposibil de identificat. Desigur, se vorbise de la acest aparat. Pe aici a trecut un bărbat, spuse mai mult ca pentru sine unul dintre băieții din echipă. Novak nu-și dădu nicio părere și continuă să privească cum se prelevau urmele de pe receptor. Băiatul cu aspiratorul, mulțumit și el de cele descoperite, își termină lucrarea și după ce demontă discul telefonului, încercă să depisteze urmele pe numerele discului, dar nu găsi pe disc nimic edificator. Foarte interesant, exclamă el, nici pomenală de amprente, doar niște zgârieturi. Or fi urmele lăsate de vreun degetar sau de unghiile lăcuite ale unei femei, își dădu din nou ursa în părerea. Nu se sizez urme de lac de unghii, răspunse unul dintre cei doi criminaliști, în timp ce celălalt învelea discul într-o pungă. Sâmbătă, puține femei mai au lac pe unghii. Mai lasă-mă cu femeile tale, ioreteză Novak. Deși se pare că ar fi o explicație bună, dar când te aud pronunțând cuvântul femeie, pentru mine totul își pierde valabilitatea. Femeia este un element inevitabil într-o crimă, întări Ursan. Iar încep, dacă ziceai că acolo unde intervin femeile nu iese lucru curat, era cu totul altceva. Dar văd că din nou încep să iasă maxime din gurița ta. Dimineața la ora 6:30 ne întâlnim aici. În ceea ce privește amprentele, băieții nu m-au încurajat deloc. Vagi de tot. După aproape o săptămână, nici nu-i de mirare, dar... Mâine după masă luăm toți locatarii la rând, amprentele și pantofii. Știu că băieții vor face o lucrare a întâia, îl prindem noi. Dar ce? Nu putea fi o femeie? Parcă a zis Otto. Nu-i exclus următorul fapt. Pur și simplu, o femeie a încălțat pantofi bărbătești și s-a strecurat în apartamentul 2. Trebuie să îi dăm de capăt. Zău că nu mai pot. Nu uita, dimineață la 6:30 ne vom întâlni din nou în strada îngustă. Noapte bună! O pereche de pantofi bărbătești, mărimea 41 și amprentele lăsate de mâna stângă pe receptor. Destul de confuze, de altfel, erau indicii care îi dădeau curaj și liniștea lui Novak, socotind ca a doua zi o eventuală verificare a nervurilor de pe talpa tuturor încălțămintelor din bloc va scoate la iveală un asasin. Cel al iluzionistului Iulian Sima. Adormise mai repede decât sperase. Ăla micu se dezvelea destul de des și trase plapma și de pe Novak, astfel încât trupurile lor se chirciră până la ziua de frig. Dar seara, obișnuitul program de călărie, dinainte de culcare, nu mai avusese loc, deoarece Novak venise cu prea mare întârziere acasă. Capitolul 9. Regula jocului. Sâmbătă. La locul stabilit de cu seara, locotenentul se înființă de aproximativ 5 minute privind cum aburii din mașină se condensau pe geamuri. Novak își făcu apariția de pe străduța ce se trunchea din apropierea străzii înguste, pe acolo pe unde omul de la volanul mașinii care lovise pe minorul George Maxim putea să vireze după ce comisese accidentul. Capitanul, fiind convins că șoferul a făcut o greșeală uriașă, intrând pe sens interzis. Ursan apăsă pe butonul soneriei apartamentului 3. Sofia Maxim, pe cale să plece la serviciu, deveni statuia mirării când văzu în față doi lucrători de poliție la o oră atât de matinală. Ne-am gândit că timpul pe care o să-l pierdeți stând de vorbă cu noi va putea fi lesne recuperat. Colegul meu vă va duce cu mașina și nu veți întârzia niciun minut de la serviciu. Gazda a dispărut câteva minute, dându-i lui Ursan prilejul să facă următoarea constatare. Pe asta parcă am văzut-o în pozele pe care mi le-a dat mama lui Sima. Nu vi se pare? Poate ne spune ea. Altfel nu mă sculam atât de devreme. Desigur că se aseamănă, întări Novak. Dacă ar avea și ochelarii aceia mari și negri, precum și rânșetul acela, mâine am avea și noi zi liberă, iar luni aș pleca liniștit la instructaj. Bine, dar la Brașov, la mormântare, nu am văzut-o. Sunt sigur de asta. La femei, sunt încredințat, te-ai uitat mai mult. Totuși,
Mai știi, cu femeile astea văd că nu-i glumă, insinuă Novac. Locotenentul zâmbi complice și adăugă: niște ochelari imaginari îi punem noi, iar rângetul acela imortalizat pe diafilm în cimitirul de la Brașov îl scot eu numai să mă lăsați. Locotenentul nu mai reuși să termine fraza începută, fiindcă Sofia Maxim apăruse mult mai prea repede, având în mâini două cești cu ceai fierbinte. E mai bun decât toată cafeaua din lume, constată Novac, degustând cu lingurița. Moartea fiului dumneavoastră, desigur că va începu Ursan discuția. Peste puțin timp, din ochii femeii curgeau și roaie de lacrimi însoțite de hohote de plâns. Femeia se cutremura din tot corpul. Își micșoră privirea și, cum suspina, își dezveli buza de desubt. Cei doi, în acel moment, i-au aplicat doi ochelari imaginari, încercând să facă o comparație între fizionomia ei și cea a femeii din diafilmul făcut la Brașov. Dar nu era aceeași. Ursan nu o văzuse, într-adevăr, la Brașov. Novac curmă suspinele gazdei cu o întrebare. Îl cunoașteți? Îi arătă el o poză de-a lui Sima într-un grup. Da, desigur, iar aceasta sunt eu. Dar de unde o aveți? Iulian Sima a decedat într-un accident de mașină. Ce legătură are cu copilul meu? Cu mașina lui a fost lovit copilul dumneavoastră. Suspinele brăzdau din nou chipul femeii. Îi cunoașteți pe ceilalți din fotografie? Da, pe toți. Acum vreo 6-7 ani, întreprinderea noastră a organizat excursii pentru fruntași în muncă. Întotdeauna făceam o escală și la mare, de 3 zile, iar masa o serveam la același restaurant cu meniu ardelenesc. Sofia Maxim mai suspină o dată adânc, apoi adăugă. La restaurantul la care serveam masa cânta aceeași formație de muzică ușoară, dar începând cu primele zile ne-am și împrietenit cu membrii ei, cu care ziua făceam plajă și sporovoiam când, bineînțeles, eram liberi. Deși momentul era nepotrivit, vrem să știm dacă între femeile din grupul dumneavoastră și membrii formației de muzică ușoară s-au statornicit relații mai mult decât amicale. Sofia nu răspunse nimic, iar Novac se hotărâ să adauge: situația este delicată, dar puteți fi sigură de discreția noastră. Cred că și dumneavoastră vreți să-l prindem pe asasin. Cum eram divorțată recent, se urni într-un târziu femeia, încercam să mă atașez de cineva. Atunci a apărut Otto, băiatul cu barbă din fotografie. Cu Iulian Sima cine s-a împrietenit? Forță Novac nota. A cam trecut de la una la alta, așa că nu vă pot spune ceva precis. El își prezenta numerele lui și la alte localuri. Îl vedeam mai rar. Aveți încălțăminte bărbătească în apartament? Reluă capitanul. Nu, nu sunt căsătorită, ca să nu mai fiu deranjată și altă dată. Poftiți! Ursan se ridică de pe scaun. Novac și-o închipui mai tânără cu 7 ani și realiză că în vremea aceea trebuia să fi fost o femeie foarte frumoasă, din moment ce și acum, îmbrăcată în haine de doliu, avea atracție. Ce program ați avut sâmbătă? Fu curios capitanul. Am avut o sesiune de comunicări științifice cu participarea tuturor celor care lucrează la cercetare. Am susținut în fața celor de la centrală 2 invenții și 3 inovații, dar aceste lucruri vi le-am mai spus. Înspre ce ore apăsă Novac? De la 8 la 3 după masă. S-a cam prelungit toată activitatea. Mulțumesc! Novac se ridică de la masă și zise: până adunați farfuriile, noi o să coborâm, iar jos vă rog să vă urcați în mașina din fața blocului. Colegul meu o să vă ducă la serviciu. În fața blocului, cei doi mai schimbară câteva vorbe. Știe ceva, dar nu vrea să spună, începu ursul. Păi cum să facă astfel de confidențe unuia cu mutră de licean ca tine? Apropo, nu ți se pare că ai cam forțat nota, făcând-o pe femeie să plângă doar ca să-i scoți râjetul acela? Zise Novac. Altă metodă n-am găsit, de râs. Cred că nu era cazul pentru o femeie ce își pierduse singură odraslă cu 7 zile în urmă, se apără Ursan. Aplici metode noi, rebusistule. Am să intervin pe lângă comandant să-ți breveteze metoda și să o popularizeze și ceilalți în breasla noastră.
Trebuie să apreciați că metoda a fost originală și n-aș crede că o să vând patentul nici la rugămintea comandantului. Te-aș vedea eu. Astăzi trebuie răscolit tot blocul până se vor găsi pantofii care și-au lăsat amprentele pe parchetul din apartamentul 2. Sper că proprietarul lor nu i-a vândut. Nu uita să vii cu mandatul de percheziție să nu ne trezim cu surprize neplăcute. Tot astăzi trebuie să confruntăm vocile de pe bandă. Poate Otto recunoaște vocea care a vorbit cu Sima în acea noapte la camping. Numai dacă ne-ar ajunge timpul. Cât despre locatarii din bloc, cred că nu o să îi găsim acasă până după amiază pe niciunul, spuse Ursan. Sofia Maxim urcă în mașină și Ursan porni în mare viteză. La cererea lui Novak, majorul Cozac formă două echipe care pe la ora 9 începură verificarea gestiunilor Zamfirei Rogoz, de la magazia de semifabricate și a Valerii Buza de la bufetul întreprinderii. Era primul lucru pe care îl făcu Novak de cum ajunse la inspectorat, dar nu înainte de a privi nostalgic poza multiplicată a minorului Dan Sima, dispărut acum 2 zile, în timp ce mergea pe la grădiniță, de la grădiniță spre casa bunicilor săi. Pe urmă se prezentă la comandant și raportă noutățile. În drum spre inspectorat, după ce a cerut ajutorul zugravilor, ce dereticau prin apartamentul inginerului Goga, pentru a-i înfrumuseța și apartamentul său cu 4 camere pe care nu-l avea, Ursan reuși să dea de încălțămintea familiei, pusă toată într-un sac de hârtie. Mai zăbovi câteva minute pentru a le lăuda lucrătura, apoi profitând de un moment de neatenție ale zugravilor, reuși să verifice tălpile încălțărilor inginerului. Dar nu găsi nimic care l-ar fi putut interesa. Reuși să mai câștige timp pentru verificările de după amiază. Voise să fie scutit de orice surpriză. Revista de cuvinte încrucișate rămase deschisă la ultimul careu, care îl ținea în loc pe Ursan de câteva zile, deși pe celelalte le dezlegase mai repede decât s-ar fi așteptat. Îl ia tare comandantul, gândi Ursan, cred că va prelua altcineva cazul. Capitanul luni trebuie să plece și, cum astăzi e sâmbătă, n-a apucat să-și termine gândul când Novak intră în birou și trânti ușa mult mai tare decât era obiceiul. Se îndreptă spre masa lui Ursan, spre surprinderea acestuia. Cazul va fi preluat începând cu ziua de astăzi, orele 15, se câină Novak, apoi privi spre revistă și adăugă. Pare mi se că acest care este tot atât de greu de dezlegat ca și enigmele ce învăluiesc cazul nostru. Pentru 5 cuvinte să te chinui câteva zile. Ursan era cuprins de calmul cu care capitanul citea definițiile cuvintelor ce trebuiau găsite. Ascultă, rebusică, îl porecli pentru a nu știu câta oară capitanul. Eu nu sunt un mare dezlegător, dar din umila și modesta mea experiență știu că de aici, ca și în rezolvarea cazurilor noastre, e nevoie și de puțină deducție dacă nu găsești un anumit cuvânt, deoarece nu pe toate le cunoaște dezlegătorul, iar unele dintre ele au o circulație mai restrânsă în vorbirea curentă. Capitanul se aplecă asupra revistei, adăugând: ia să vedem, internat în caz de boală. Vezi, nu cumva e spital? Era ultimul cuvânt pe vertical. Chestia cu deducția merge cu o singură condiție. Cuvintele trebuie să se potrivească atât pe orizontală cât și pe verticală. Altfel nu e respectată regula jocului. Ați spus spital. Merge. E din 6 litere. Ce definiție mai e și asta? Până te prinzi, trece-l. Ia să vedem care e ultimul cuvânt pe orizontală. Novak trase revista spre el și citi. Îl potcovim ca să fie bine. Parcă e ceva mai ușor. În afară de cal, nu cred că ar mai putea fi alt cuvânt. Capitanul se așeză la masa lui, își aprinse o țigară și privea spre Ursan cum completa ultimele pătrățele nedescifrate. Au mai rămas de găsit încă 3 cuvinte, se tângui locotenentul. Restul e pur și simplu deducție. Îi repetă Novak, apoi deveni absent și gândurile îi fugiră în alte direcții. Cum a ajuns Adriana Goga să caute greșeli în statele de plată de care aminteau Liliana și Maria Orza? Ca să ajungă în starea în care se află ea în acele momente, trebuie să gândesc așa cum gândea ea.
Dar cum pot să... După scurt timp, tânărul locotenent scoase un chiot sărind în picioare de bucurie. E gata, regula jocului a fost respectată. Să știți că orizontalul acum pușcă cu verticalul. Sunt cel mai tare. Euforia lui se stinse când constată că fața capitanului devenise încruntată, în loc să fie radioasă așa cum sperase. Apoi observă cum pupilele capitanului se micșorează și l-auzi răcnind. Pe care, rebusistule, mi-ai dat o idee grozavă. Ce s-a întâmplat? Echiparea, ordonă capitanul și fusese primul care își luă pardeseul din cuier. Repede, altfel am încurcat-o. Mașina demără scurt, cauciucurile mușcară la con din beton, învârtindu-se puternic, iar caroseria parcă rămasă pe loc cu botul ridicat și cu partea din spate aproape atingând betonul, se rotină praznic. Apoi izbucni ca o rachetă pe ușa inspectoratului și dispăru în mare viteză pe șoseaua umedă și alunecoasă. Jeturi de apă murdară și bucăți de gheață țâșneau de sub roțile ce înghițeau rapid cei câțiva kilometri ce mai rămăseseră de străbătut până la întreprinderea la care până acum o săptămână era contabil șef Adriana Goga. Noul pod construit, întins peste calea ferată, ca un animal preistoric, fost străbătut în câteva clipe, apoi mașina viră spre stânga. Dosarele din arhivă, ce două zile la rând au fost verificate de oamenii maiorului Cozac, erau aduse rând pe rând la masa din birou. Iacob rămase uluit când îi se comunică că actele ce îi umpleau masa vor fi supuse unei noi verificări. Începem cu ultimul dosar, care a fost întocmit înaintea numirii Adrienei Goga în funcția de contabil șef. Se adresă capitanul chipului mirat și năucit din fața sa. Contabilul principal, Iacob, era îngrozit de-a binelea. Novak se așeză la altă masă, luă dosarul întins de contabilul principal și se adresă lui Ursan. Ai luat mașina de calculat cu tine? Avem și noi, interveni Iacob. Trecuse binișor de ora 12, când Novak, înfierbântat până atunci, repetase de mai multe ori operația de adunare la un ștat de plată. Apoi se învioră brusc și privi spre echipul candid al locotenentului. Spre deosebire de jocul tău, aici nu mai pușcă orizontalul cu verticalul, deși regula e valabilă și în acest caz. Pe chipurile celor de față a apărut ca o floare ofilită nedumerirea. Locotenentul introduse în calculator cifrele dictate de Novak de la rubrica rest de plată, din dreptul numelui fiecărui salariat. Făcu totalizarea pe vertical, apoi scăzu suma din cifrele care compuneau rubrica total general și așa văzuseră toți că prima cifră era mai mică decât cea de-a doua, cu 10.000 de lei. Operația a fost repetată rând pe rând, de câteva ori de către fiecare din cei prezenți în birou. Au verificat dacă pe orizontal cifrele erau bine calculate până la ultima rubrică. Nu era nicio greșeală. Pur și simplu, rubrica total general era majorată cu cifra 1, urmată de 4 zerouri. Schema e mult mai simplă decât ne-am închipuit noi. La un eventual control, dacă s-ar fi aflat, cel care întocmise ștatele de plată se scuza. Am greșit cu cifra 1, dar vedeți că e urmată de prea multe zerouri. Viza controlului financiar preventiv a fost pusă de contabilul șef de atunci, Achim. Adriana Goga a avut curiozitatea să vadă cât face 2 plus 2, atât pe orizontală cât și pe verticală, spuse capitanul savurându-și descoperirea. Curiozitatea uneori strică, preciză Ursan. Uite cum unii oameni își găsesc moartea, aflând că Adriana a descoperit manevrele din ștatele de plată, cei care sunt vinovați au pus la cale îndepărtarea ei. În același dosar mai găsiră aceeași diferență la câte un ștat de plată, semnat de alt economist la rubrica întocmit. În următoarele dosare găsiră aceleași diferențe în două din ștatele de plată ce purtau semnăturile tot ale celor doi economiști. Novak zise, chemați-l pe director. Sunt sigur că o să-l intereseze. Văd că schema fixă folosită de cei doi economiști are de gând să se repete la infinit. Propun să luăm câte un dosar și să încercăm să avansăm cercetările.
Ursan, contabilul principal, alături de Novak, atacară fiecare cât un dosar. Suma de 20.000 de lei la fiecare dosar, ce reprezenta diferențele însumate la câte două ștate de plată ce purtau aceia semnături, reieseau fiecăruia dintre cei trei. Directorul sosi și el tocmai când diferențele cumulate formau cifra de 200.000 de lei. Nu-i venea să creadă că la întreprinderea pe care o conducea poate să se întâmple o fraudă financiară atât de mare. Privi mirat suma uriașă de care a fost frustrată întreprinderea. Se așeză pe scaun și lua la întâmplare unul dintre dosarele analizate până atunci și începu să calculeze. Când operația de verificare era terminată, își subse buzele, apoi după ce privi speriat spre fețele celor ce se adunară ciorchine în preajma lor, își îndreptă spatele în scaun și oftând se hotără să zică: Achim, unde-i? La așa ceva nu m-aș fi așteptat, chemați-l. Parcă e plecat la poliție, spuse Iacob. Să dăm un telefon, propuse capitanul. Să trimitem și o mașină după el. Ar fi bine să ne grăbim.